Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Octavian Calmâc, fost ministru al economiei și ex-director al Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică. Domnule Calmâc, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Da, bună seara! Domnul Calmâc, haideți pentru început din start să facem o precizare. Dumneavoastră în ultima vreme apăreți foarte des în poză, fie în dreapta, fie în stânca, domnului Alexei Lungu, președintele Partidului Șansă, despre care se vorbește mult, că ar fi al doilea partid ușor. Bun, probleme cu aia scovânt Șansă acum e altă treabă. Ați aderat? Sunteți parte a echipei? Ce se întâmplă? Deci nu sunt parte a echipei, deci avem un acord de colaborare între asociația pe care o conduc, Lexicon, și acest partid, pentru a genera diferite informații, documente strategice, de viziune strategică, viziune strategică pe diferite sectoare. Dar preponderent acoperim blocul economic, financiar, fiscal, vamal și multe alte sectoare care au un impact asupra societății, asupra mediului antreprenorial din țară, asupra investitorilor din țară și mulți alții. Deci asta este colaborarea. Nu sunt membru de partid, nu fac politică, încercăm să fim utili cu tot experiența pe care noi avem de-a lungul anilor care am acumulat. Ne-am clarificat. Haideți acum numai despre economie. Lăsăm politica pentru alte emisiuni. Eu astăzi dimineață când am făcut anunțul pe Facebook că veniți la noi la emisiune, am spus că vom discuta despre avântul economic pentru care se pregătește țara. Eu l-am citat pe ministrul economiei, domnul Alaiba, citez motamo, nu e cea mai bună perioadă să fii responsabil de economie, ambiția noastră nu e deloc mai jos decât alte țări care au trecut prin etape similare. Și atenție, suntem la răscruce de drumuri între stagnarea și pregătirea pentru un avânt economic semnificativ. Dumneavoastră, văzând toate cifrele care apar zi de zi, de la fisc, vamă, toate domeniile legate de economie, înțelegeți că domnul Alaiba, ministru, spune că avânt economic semnificativ, având la bază ce? Bine, noi tot timpul suntem în așteptarea unor minuni care urmează să se întâmple și mai cu seamă în ajunul de Crăciun. Deci așteptăm să vină cineva să facă această minune. Dar realitatea, statisticile economice arată cu totul altceva. Deci chiar să luăm și anul 2022 și anul 2023, cel puțin în partea ce ține de statistica oficială. Deci noi avem descreștere economică. Am avut descreștere economică în anul trecut de aproape 6%. În prima jumătate a anului curent avem descreștere economică de peste 2,3%. Da, prognoze și așteptări sunt mari, dar realitățile sunt cu totul altele. Și avem descreșteri pe toate sectoarele care țin a contribui la creșterea economică, la creșterea produsului intern brut și multe alte. Și aici vorbim nu doar de agricultură, că presupun că o să discutăm și despre agricultură, unde este un volum de producție agricolă mult mai mare decât a fost anul trecut, dar mult mai mic cum a fost acum 2 ani de zile. Dar vorbim de sectoare strategice, cum ar fi sectorul construcțiilor, sectorul comerțului, da, acolo unde se strâng taxe, industria prelucrătoare, crearea de locuri de muncă și multe altele, la toți acești indicatori noi avem descreștere. Deci pe primele 9 luni de zile, nu știu ce miracol trebuia să se întâmple în ultimele 2 luni de zile, care mai sunt, da, noiembrie și decembrie, astfel încât toți indicatorii să se inverseze și să avem un rezultat pozitiv. Deci, după mine, nu există baze nici legale, nici a reformelor care să fie în demarare, astfel încât să avem un miracol în anul 2024 sau în anul 2025 chiar. Pentru că o reformă structurală cu impact care să genereze o creștere economică substanțială, deci când vorbim de o creștere economică substanțială de care are nevoie Republica Moldova, vorbim de o creștere de peste 2 cifre, da? De la 10% în sus. Orice creștere până la 5%, deci, de fapt, este o stagnare pentru Republica Moldova. Deci, noi trăim pe bani împrumutați, noi nu generăm venituri nici la nivel de sectoare, nici la nivel de țară, astfel încât să fim sustenabili, să ne întreținem singuri pe noi. Deci, noi trăim, practic, din granturi, din împrumuturi, din orice care vine din exterior, din remitențe și multe altele. Deci, asta este structura. Da. Eu nu văd o agendă încărcată cu reforme, nu se văd inițiative astfel încât să simplifice procedurile de business și să avem un impuls investițional
atât din partea investitorilor locali, cât și din partea investitorilor străini. Ba din contra, la acest capitol avem descreșteri de peste 12% în anul curent și în anul precedent, respectiv, deci intensitatea economică este în descreștere. Deci așteptările oamenilor sunt, mă refer la oamenii businessmani, dar sunt negative. Ei, majoritatea fiind pe picior de plecare. Domnul Calmac, tot respectul, nu vă supărați, dar cineva dintre domniile voastre pe noi ne minte. Sau dumneavoastră, sau domnul Alaiba, ministru. Pentru că eu am intrat astăzi, pregătindu-mă de această emisiune, pe pagina sa oficială. Nu în altă parte să mă inspir pentru emisiune. Citez declarația domniei sale, scrisă, nu spusă la beție sau din greșeală. Inflația scade în continuare. Pentru noiembrie a scăzut la 5,5%. Am revenit în coridorul Băncii Naționale. Exporturile sunt în creștere. Investițiile sunt în creștere. O să încheiem anul ăsta cu creștere economică. Nu suntem încă la mal, mai avem încă până la momentul ca aceste semnale să reflecte în viața fiecărui cetățean și a fiecărui antreprenor. Mai este multă, multă muncă în față. Totuși, semnalele sunt pozitive. Deci faptul că există inflație în luna noiembrie de aproape 5,5%, asta tot e un element negativ. Este îmbucurător faptul că am ajuns într-un sfârșit la acel coridor, da, la acea țintă care este monitorizată de Banca Națională a Moldovei, dar dacă să luăm pe ultimele 12 luni, și asta eu folosesc doar statistici, că m-am pregătit și eu pentru această discuție, doar statistici oficiale de pe site-ul Statistica, Statisticii, Biroul Național de Statistică. Deci media inflației sau media rate inflației pentru ultimele 12 luni este de 13,6%. Deci asta înseamnă că prețurile în Republica Moldova, în pofida tuturor impulsurilor regionale, conjuncturii mondiale și multe altele, unde majoritatea țărilor s-a înregistrat o descreștere a prețurilor, în Republica Moldova prețurile continuă să crească. Atât la servicii, cât și la bunuri. Și deci avem o inflație pe ultimele 12 luni de 13,6%. Deci da, în luna noiembrie s-a atins acea țintă de 5,5%, dar e doar o singură lună. Da, noi vorbim, când vorbim de inflație, vorbim de 12 luni, de regulă. Despre exporturi. Nu știu ce statistici utilizează, dar noi avem descreșteri de exporturi, iarăși de pe site, de 8%. Și avem descreșteri de exporturi și pe piața europeană și pe piața CSI-ului. Cel mai importante descreșteri sunt pe piața CSI-ului. Deci, în pofida faptului că anul trecut am avut niște creșteri masive, atât pe o piață și pe alta, în anul curent avem descreșteri. Ba mai mult ca atât, scade ponderea produselor de origine moldovenești în exporturile noastre. Deci asta înseamnă că economia noastră nu generează produse pentru export. Ori facem procesări neesențiale de produse de import, da, materii prime de import. Și avem aceste industrii din industria ușoară care prelucrează materiile prime importate, dar care nu le transformă suficient astfel încât să obțină originea Republicii Moldova. Și pierdem și potențialul de valorificare a pieței europene. Pentru că ponderea comerțului cu Uniunea Europeană este tot în descreștere. În pofida avantajelor care sunt oferite de acordul de asociere și acordul de comerț liber, asupra căruia am muncit extrem de mult acum 10 ani de zile, deci noi nu valorificăm acest potențial, ba din contră. Deci dacă anterior picul utilizării acestui acord a fost de 68%, da, din produsele noastre erau exportate pe această piață, păi acum avem în jur de 63%. Deci asta înseamnă că problema nu este în preferințele comerciale sau în acele facilități care ne oferă piața europeană pentru produsele noastre. Problema e că nu avem ofertă nici de produse, nici de servicii, astfel încât să fie interesate pentru aceste țări. Dar investițiile sunt în creștere, zice dumnealui? Posibil undeva și sunt în creștere pe anumite sectoare, dar per total, la nivel de țară, investițiile sunt în descreștere. Și iarăși, de pe site-ul oficial al Biroului Național de Statistică, deci avem în jur de 12%. Adică dacă eu săptămânal mănânc două găini coapte, noi doi în medie mâncăm câte o găină? Nu, deci investițiile, iarăși, trebuie să delimităm. Există trei tipuri de investiții, da? Avem investiții străine, avem investițiile autohtonilor, da? Cei care fac, și avem investițiile statului. Având în vedere că am avut un an electoral destul de interesant,
investițiile statului au crescut, da, ca să fim corecți, deja, ca să deschidem toate parantezele în partea ce ține de investiții. Au crescut cu peste 30%. Da, contribuția statului în diferite proiecte de infrastructură, și vorbim aici, și proiectul drumuri, și proiectul ape și canalizare, și multe altele. Deci aici investițiile statului au crescut, care sigur că au avut un aport considerabil la formarea produsului intern brut. Dar dacă vorbim de investițiile străine în economia națională, dacă vorbim de investițiile autohtonilor, sigur că aici avem o problemă de învergură. Deci noi nu avem proiecte lansate, noi nu avem noi uzine, fabrici deschise, noi nu avem locuri de muncă deschise, ba din contră, noi avem o îngrijorare din partea acestora, având în vedere multitudine de declarații care au fost de riscuri legate de securitate, riscuri legate de regiuni, de integritatea afacerilor și multe altele. Deci mulți, după ce au plecat companiile avia, mulți sunt orientați și ei să-și închidă afacerile aici și să plece. Încă un risc suplimentar este creșterea mult prea rapidă a salariilor în economia națională versus productivitate. Da. Deci dacă, chiar și pentru anul curent, noi avem salariul mediu pe economie, avem de aproape 13.000 de lei, pentru anul viitor este estimat o creștere, deci prea repede a crescut salariul mediu pe economie versus productivitatea. Deci productivitatea muncii în economia națională a crescut mai lent decât salariile. Respectiv, noi am pierdut din atractivitatea. Deci acea teză pe care noi de multe ori o multiplicam și spuneam că avem forță de muncă în excedent, care e gata să muncească la salarii mai mici decât în alte țări, în special cele europene, deci acum deja noi ne apropiem cu un ritm foarte rapid de țările din Europa Centrală sau Europa de Sud-Est, membri ale Uniunii Europene, și noi pierdem din acea atractivitate. Și acest ritm de creștere este, de fapt, impus de autorități. Deci el nu este motivat din punct de vedere economic. Ce scuză asta, nu prea am înțeles. Adică nu e bine că se majorează salariile? Nu, e bine că se majorează salariile, dar nu e bine că noi nu... Deci, din punct de vedere economic, deci salariul trebuie să fie condiționat de productivitatea muncii. Da, pentru că asta arată competitivitatea noastră la nivel de țară, comparativ cu alte țări, atunci când se examinează un proiect investițional. Deci cât omul din Republica Moldova este gata să aibă aport în a produce o piesă sau a face o haină sau ceva. Da? Mm-hmm. Deci în pofida sistemului de motivare care există în Republica Moldova, da, chiar zice mâine o să primească salarii europene. Deci oamenii din Republica Moldova nu au capacitatea fizică să genereze acea productivitate care există în țările europene. Din vari motive. Unii zic că sunt mai leneși, alții zic că sunt prea multe sărbători, da? Și care se contabilizează. A treilea motiv, vacanțele sunt prea mari. Toate acestea se iau în comun. În cumul se iau și se calculează atunci când se examinează un proiect investițional. Dar astea sunt detalii tehnice atunci când se examinează un proiect investițional. De ce în ultimii ani nu avem proiecte investiționale de anvergură? Mai mult ca atât, avem prețuri și tarife la utilități, care sunt mult mai mari decât în regiune. Și aici am pierdut din competitivitate. Și alte elemente. Deci nu știu unde a văzut astfel de statistici în care investițiile cresc în Republica Moldova. După mine, eu cred că acesta este un semnal foarte, foarte îngrijorător, care trebuie să ne sensibilizeze. Am încercat să examinez acea nouă strategie care acum de atragere a investițiilor care a fost plasată pe site. Bine, la nivel declarativ e frumoasă, dar nu sunt clare care sunt sectoarele țintă care vor beneficia de suport, care vor fi instrumentele de politici economice, de politici fiscale, de politici vamale, astfel încât aceste sectoare să obțină o dezvoltare, să genereze investiții, să genereze salarii, locuri de muncă și multe altele. Ba din contră, ceea ce văd eu, că se adoptă un șir de legi care nu prea se înțeleg pe deplin și cel mai sensibil bloc ține de noul cod vamal, da, care este un angajament care vine din trecut, care a fost parte la mai multe programe de suport bugetar.
da, atât din partea Uniunii Europene, din partea Băncii Mondiale și multe alte. Deci, această istorie se trage din anii 2016 sau 2017, dacă nu mă greșesc. Într-un final, în 2021, s-a aprobat acest cod vamal, care se presupune a intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, dar sunt un șir de lacune și un șir de impedimente care, de fapt, va face viața mediului de afaceri mult mai dificilă și mai costisitoare decât a fost până acum. Pe când orice inițiativă trebuie să fie din contră, trebuie să fie într-o facilitare. Dar noi o acceptăm de ce? Bine, pe de o parte a fost un angajament și o dorință de a noastră de a prelua niște legislații europene, dar atunci când se transpune o legislație, pentru că nefiind țară membră UE, noi avem acest lux, da, să fim mai selectivi și să lăsăm lucrurile bune care au fost, sau, și practicile bune care au fost anterior aplicate în Republica Moldova, care de fapt reprezintă niște facilități, da, pentru urgentarea declarării în vamă, pentru facilitarea comerțului exterior și ce mă refer în special pentru acele platforme industriale care se ocupă de procesarea materiilor prime. Majoritatea lor se află în zona economică liberă. Deci, ceea ce se propune în nou cod vamal, de fapt, va fi o povară pentru toți cei care sunt în zonele libere și aici avem întreprinderi mari, care sunt fondatori, sunt companii din Germania, din Japonia, din Statele Unite, din Italia și multe altele, deci ei vor suferi tot. Mai mult ca atât, se complică lucrurile cu declararea în vamă, cu garanțiile financiare care trebuie să fie lăsate, care într-un final o să ne coste mai mult și toate aceste costuri vor veni pe consumator. Deci, eu consumator, sper adică că prețul ar putea crește. Păi sigur. Pentru că orice cost care îl suportă businessul, într-un final, este achitat de consumator, de cetățean, nu de alt businessman. Deci de cetățeni. Deci până la urmă cetățenii își suportă toate costurile. Cât sunt cetățeni din Republica Moldova sau cetățeni străini. Deci noi am încercat să sensibilizăm această problemă. Am încercat să facem mai multe elemente. Discutăm și cu structuri internaționale, astfel încât să obținem o amânare a punerea aplicării acestui cod vamal. Pe de o parte, să obținem o mai bună înțelegere a situației, să fie totuși create acele capacități instituționale necesare în domeniul vamal, dar să fie creat și acel set de norme secundare pentru punerea în vigoare acestui cod. Dar asta e doar un singur element. Dar foarte important. Dar foarte important, pentru că va afecta comerțul internațional. Deci nu este suficient că acum avem rânduri la vamă de 7 zile. Deci eu admit, presupune că la început de an, dacă rămâne în vigoare codul vamal actual, deci rândurile vor fi mult mai mari. Și vor fi un blocaj din lipsă de cadru normativ. Deci vama nu va ști cum să aplice noile prevedere ale codului vamal. Păi azi acuși peste 2 ceasuri, 14 decembrie. Păi eu sper că mai este timp, se trâmbițează. Deci am văzut chiar recent și un aviz a asociației IEBA, care tot are aceleași îngrijorări, dar ei de fapt reprezintă interesele antreprenorilor, fondatorii cărora sunt din Uniunea Europeană, poate ei vor fi auziți mai bine, dar îngrijorările sunt foarte mari și riscurile sunt extrem de mari. Deci asta poate să afecteze 40% din exporturile noastre, care constituie acele mărfuri care sunt procesate la noi și sunt exportate. E doar un singur indicator de îngrijorare. Nu mai vorbim că noi importăm foarte mult. Deci noi practic suntem... Deci toată creșterea noastră economică e bazată pe consum. Deci în pofida faptului că din anii 2000 încoace se încearcă să se schimbe paradigma de creștere economică, da, de la consum, la investiții, la inovații, la multe alte elemente, deci noi continuăm să stimulăm consum. Deci toată creșterea noastră e bazată pe consum. Deci ca să avem creștere economică bazată pe consum, asta înseamnă că statul trebuie să cheltuie mai mult. Să dea bani la pensionari, să dea salarii la învățători, la medici, să dea salarii la funcționari publici, să dea compensații, să dea subvenții și că atunci avem o creștere economică. Deci, de fapt, ceea ce avem noi prognozat în buget pentru anul viitor este drept rezultat a celor injectări de lichiditate din partea statului în diferite programe. Despre bugetul pentru anul viitor vorbim, vă rog, peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor.
Ne-am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, vorbeam noi despre bugetul pentru 2024 de anul viitor. L-ați văzut pe diagonală? Da, l-am văzut, chiar și m-am ocupat cu el, așa, din simplu curiozitate la început, dar ulterior am încercat să înțeleg totuși care este linia de mișcare și care sunt țintele care sunt trasate. Bine, probabil este un proiect de buget care a fost, este un rezultat a unei munci, a unei echipe care a reușit să-l pună pe masă după o consultare cu partenerii de dezvoltare și cu instituțiile financiare. Da, în special mă refer la FMI, pentru că ei monitorizează toți indicatorii macroeconomici. Că se putea degenera ceva mai bun, nu cred. Că este dezechilibrat, e adevărat. Sunt prea multe elemente care nu se bat cap în cap nici pe partea de venituri, nici pe partea de cheltuieli. Trebuie să ne îngrijoreze, sigur, pentru că sunt dezechilibre structurale extrem de mari. Da, mă refer în primul rând la deficitul bugetului, la reduceri de finanțări pe diferite programe și la lipsa de investiții în sectoarele ale economiei naționale care ar putea să creeze o bază impozabilă care ne va permite pe viitor să supraviețuim. Toate acestea lipsesc. Bine, pornim de la un cadru bugetar existent și la multe alte elemente. Din păcate, ce am observat este o descreștere a ritmului de atragere a banilor din străinătate, atât sub formă de împrumuturi, cât și sub formă de granturi. Deci granturile au ajuns la unul din cel mai jos nivel, probabil. Da, e vorba de 2,5 miliarde lei, ceea ce e extrem de puțin pentru necesitățile noastre. Da. Împrumuturile, chiar dacă ele sunt în jur de, bine, în jur de 16 miliarde de lei, da, să rotundim un pic, ca să fie mai ușor pentru auditoriu, da, în jur de 16 miliarde avem toate împrumuturile, tot, deci noi avem 12 miliarde aproape de servire a împrumuturilor precedente. Deci, practic, efectiv, Republica Moldova va beneficia doar de 4 miliarde. Pentru că 12 trebuie să le întoarcem, da, din împrumuturile străine. Sigur că în aceste circumstanțe, când nu mai sunt aceea avalanșă de resurse de peste hotare, sigur că aceasta creează niște dezechilibre. Drept rezultat, avem reducerea finanțărilor atât pe subvenții în agricultură, atât pe proiecte de infrastructură, atât pe sectorul energetic atunci când vorbim de compensații. Da, doar o cifră o să dau, că în sezonul de încălzire 2022-2023, fondul de compensații, chiar dacă n-a fost utilizat pe deplin, compensația la contor, mă refer, a fost de 5,5 miliarde lei. Da? Chiar dacă 3 miliarde jumate au fost economisite și vor fi utilizate acum, în lunile noiembrie-decembrie. Dar o bună parte au fost realocate în alte sectoare, cum ar fi agricultura și multe altele, la rectificarea bugetului din 2023. Păi pentru anul viitor e doar 1,5 miliarde compensație la contor. Da, dar nici factura nu e 30 de lei în metru. Bine, facturile la gaz s-au ieftinit cu 35%, dar bugetul s-a redus de 3 ori. Da, de la 5 miliarde jumate la 1,5 miliarde. Deci e ușor de calculat. Respectiv, sigur că acest, mai mult ca atât, programul de compensație la contor a fost fragmentat, da? Respectiv, cetățenii vor beneficia mai puțin de un suport financiar mai mic decât au beneficiat în anul precedent. Asta e doar un element. Pe proiecte de infrastructură și pe suportul sectoarelor economiei naționale, sigur că aici avem un dezastru, aș zice, da? Pentru că nu poți să anunți că ai un program de relansare economică când economiei aloci doar 670 de milioane de lei. Da? Cu 670 de milioane atunci trebuie să închidem toate instituțiile care se ocupă de atragerea investițiilor, de promovarea exporturilor și de multe altele, pentru că ei consum mai mult decât acest buget. Și atunci, sigur că, da, sunt așteptări, sunt lipsă de lichidități. Dar, iarăși, problema lichidităților e o problemă a statului. În țară există lichiditate suficientă.
atât în sistemul bancar, cât în sistemul băncii naționale. Da, noi avem suficiente lichidități care pot fi atrase și pot fi canalizate în diferite proiecte. Doar că ele trebuie să fie gestionate cu bună credință. Deficitul e aproape un miliard, da, de dolari? Deci deficitul prognozat, după mine, el va fi mult mai mare, pentru că a pornit de la o bază de calcul mult prea ridicată, da? Pentru că s-a luat ca bază proiectul încă nefinalizat al realizărilor, sau mai degrabă zis, proiectul bugetului 2023, care încă nu s-a încheiat. Eu cred că noi să avem surpriză aici, la realizarea bugetului 2023 și partea de venituri. Pentru că sunt cei ce s-a prognozat la acumulări de venituri și din partea serviciului vamal și din partea Inspectoratului Fiscal sau Serviciului Fiscal de Stat, sunt mult mai mici decât este bugetat în anul curent. Respectiv, deficitul bugetului anului curent va fi mai mare decât a fost calculat. Automat, acest deficit, el trece în deservire pentru anul următor. Da? Deci, baza de calcul a bugetului pentru anul 2024 a pornit de pe niște cifre eronate sau nerealizate încă. Nu s-au pornit de la niște realități, s-au pornit de la ceea ce s-a votat în Parlament, în legea bugetului 2023, cu toate rectificările care au fost. Dar acolo bugetele au fost umflate suficient de mult, astfel încât aceste instituții care se ocupă de venituri nu pot să atingă acele ținte. Respectiv, deficitul în anul viitor, cel prognozat, este în jur de 15 și ceva miliarde de lei. După mine, el va fi mult mai mare. Și acest deficit, dacă multă lume zice că el se încadrează în parametri bugetare, nu, el este mult peste limita admisibilă și recomandările internaționale. Deci ținta FMI-ului și ținta țărilor europene este de a fi până la 3% din PIB. Deci noi încă nu avem creștere economică, noi nu avem creșterea PIB-ului, dar noi deja targetăm 4,6% din PIB pentru anul viitor. Deci ținta, recomandările internaționale este de până la 3. Noi deja, cu toate deficiențele care le avem și erorile statistice și toate lipsa de corecții care nu s-au făcut, deci noi avem 4,6%. În esență, va fi mult mai mare. Domnul, dar ce înseamnă? Existența unui deficit, ca să fie clar, da, pentru oamenii simpli, nu este o problemă. Existența unui deficit. E important acest deficit unde este utilizat. Dacă se duc la majorări de salarii, pensii, este o problemă. La politici sociale este o problemă. Pentru că asta înseamnă că noi consumăm valorile care sunt create în țară și împrumuturile care sunt luate de peste hotare. Deci noi ne distrugem viitorul cu așa o abordare. Dacă acest deficit se creează datorită unor proiecte investiționale, datorită unor proiecte strategice de infrastructură, în energetică, în orice, da, care țin de infrastructură, care generează locuri de muncă, impozite și multe altele, deci asta nu e. Pe perioade scurte de timp nu este o problemă. Deci sunt țări care au deficite mult mai mari și eu cred că cel mai bun exemplu este Statele Unite. Zilele astea noi asistăm cică la un eveniment foarte istoric. Zic cică pentru că nu se știe la ce asistăm. Câștigăm mâine, poi mâine, nu câștigăm unde asta verde pentru demararea negocierilor privind aderarea țării noastre la UE. Care sunt așteptările dumneavoastră prin prisma ceea ce cunoașteți în general? Bine, indiferent de ce decizie va fi luată, pro sau contra, deci va fi doar o simplă declarație. Eu înțeleg faptul că politicul din Republica Moldova, în special cei de la guvernare, au ridicat nivelul așteptărilor la foarte înalt nivel. Dar chiar dacă va fi o decizie de amânare, cel mai probabil asta va fi, nu se va întâmpla nimic. Adică dacă mâine se dă ok, poemâine la Giurgiulești nu vin vapoare? Nu vin nici vapoare și nici armata nu vine și nici rachete, nu vin nimic. Nu se întâmplă nimic. De fapt, procesul de integrare europeană sau de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu ține de UE, ține de noi.
Da, noi trebuie să ne facem lecțiile pe acasă, dar lecțiile sunt multe. Și reforme, și preluări de legislații, și multe altele. Dar iarăși, nu orbește să preluăm toate normele europene, pentru că noi nu suntem parte a pieței comunitare. Da? Noi nu beneficiem de tot suportul acestor piețe. Da? Noi nu beneficiem de fonduri, nu beneficiem de programe. Noi nu avem acces pe alte piețe, da? Altor țări, da? Fiind într-o piață unică. Da? Deci noi suntem la frontieră cu Uniunea Europeană. Noi suntem tratați ca țară terță, care facem comerț cu acestea. Deci nu trebuie vorbește de transpus legislația sectorială în diferite sectoare. Da, noi trebuie să o preluăm și acele norme care sunt obligatorii putem să dăm perioade de tranziție, astfel încât mediul de afaceri să poată să se conformeze. Nu trebuie să devină acest proces ca o bâtă, o impunere pentru toți din țară, astfel de atât că avem un vector european. Deci UE nu e despre restricții. UE e despre facilitare, despre reforme, despre introducerea unor noi sisteme de repere, ca să nu zic de valori. Deci nu se întâmplă nimic pe 15 decembrie. Deci chiar dacă va fi luată o decizie, să admitem că va fi o luată decizie de lansare a negocierilor, oricum asta nu se va întâmpla imediat a doua zi, oricum asta se va întâmpla după ce va fi format o nouă, noile alegeri din sistemul european. Da? Deci, toamna anului 2024. Toamna anului 2024. Deci, după mine, ținta de 2030 pentru aderare la UE este una realizabilă numai dacă 1. Avem suportul politic extern al țărilor membre UE. 2. Într-adevăr, arătăm o determinare pe interior că avem capacități instituționale de a face și de a prelua legislația europeană și de a aplica în Republica Moldova. Deci noi, în prezent, eu pot să constat că capacitățile noastre au scăzut. Deci mă refer la capacitățile noastre instituționale de a prelua și a aplica legislația europeană. Noi distorsionăm în acțiunile noastre orice posibilitate de a aplica cele mai bune practici din țările europene și luăm pe toate sectoarele. Da? Despre VAMA am vorbit, despre aplicarea standardelor și măsurilor sanitare, fitosanitare, se poate vorbi la infinit. Da? În loc să stimulăm produsele autohtone pe piața internă, noi stimulăm importul de produse, care nu de multe ori sunt de calitate mai proastă. Ele nu sunt ofensive, dar sunt de calitate mai proastă. În loc să stimulăm textilele noastre, da? Deci noi stimulăm rețelele internaționale, care le și așa nu au nicio barieră să vină în Republica Moldova și multe alte elemente. Dar noi totuși cu ceva putem uimi Uniunea Europeană, să le oferim noi ceva, pentru că, de exemplu, dacă înfiez, nu știu, un câine vagabond sau o mâță invalidă, tu din milă faci asta, da? Pentru că e animalul, drăguț, ai grijă, îi cumperi haine, îi cumperi mâncare, îl mai speli, îl pieptin și așa mai departe. Noi cam suntem niște vagabonzi, cu tot respect, toată dragostea mea față de propria mea țară. Și eu nu pot să înțeleg, pe noi ne-ar lua de ce, ca să le dăm ce? Stadionul de la Tiraspol, să arătăm că avem un stadion frumos? Bine, eu cred că trebuie să înțelegem că noi ne merităm în acest joc geopolitic și în pofida tuturor acțiunilor care au fost făcute pe parcursul ultimilor 10 ani de zile de a ne desprinde, da, de acest grup de țări foste republici sovietice socialiste, să ne alipim la blocul balcanic, noi n-am reușit. Deci noi suntem tratați acum în pachet cu Ucraina. Deci atâta timp cât în Ucraina avem cei ce avem, da? Ei sunt într-un conflict armat, într-un război, cât lucrurile nu s-au aranjat și nu s-au liniștit, nu cred că vis-a-vis de Republica Moldova va fi luat o altă atitudine decât față de această țară. Noi vom fi tratați în pachet. Și acest pachet ne va juca fiesta în partea ce ține de procesul de aderare la Uniunea Europeană. El poate să fie un proces continuu și fără sfârșit. Și sunt multe exemple în acest sens. Avem exemple și a țărilor din Balcani, da, care tot au avut acord de stabilizare și asociere. Și care încă nu sunt țări membre, chiar dacă le s-au creat niște așteptări în timp și orizonturi foarte apropiate și s-a făcut multă politică pe seama aceasta, dar doar o singură țară a aderat la Uniunea Europeană.
pentru că și-a făcut lecția pe acasă. Iarăși, nu e vorba de UE. UE-ul și are regulile sale. Mai mult ca atât, UE-ul tot are niște dificultăți acum și bugetare, are deficit, are încetinirea ritmului de creștere economică și toate țările privesc la UE ca un sac fără sfârșit de bani. Dar UE-ul nu s-a creat pentru asta. UE-ul e despre totul altceva. Dar noi am putea divorța de Ucraina? Eu cred că în circunstanțele actuale deja nu. Nu e posibil. Nu ai nimerit în acest vârtej care ne-a atras. Nu o să putem. Altceva, că poate să apară, în grupul ăsta poate să apară Georgia ulterior, să apară alte țări din Caucaz. Deci poate fi un grup mult mai extins. Și noi să ne facem lecțiile așa. Și tot timpul vor fi făcute paralele. Deci oricum, liderismul acestui grup va fi totuși Ucraina. Clar. Despre potențial. M-a rugat cineva, un prieten de meu, un tare drag, să vă întreb o chestiune care noi nu înțelegem. Iată, la nivel de reglementare, în tot spațiul Uniunii Europene, totul e cam un așa aceeași. Iată, dar PIB-ul, salariile, veniturile, în fiecare țară membră, e total diferit. Iată, un băiat de-a nostru din Irlanda spune că el pentru 10 ceasuri poate să facă acolo în Irlanda, de exemplu, nu știu, 50 de euro, 100 de euro. Lucrează materiale similare, timpul, masa e atâta, productivitatea e aceeași. În alte state, de două ori mai puțin, cum ar fi Bulgaria, România, eu nu mai vorbesc de noi, care noi pretindem că suntem acuși, iată, numai încă justiția o leacă a rămas de reformat, voi mâine aderăm. De unde discrepanța asta de sală, dacă că noi tot timpul așa ni se spune, băieți, nu vă mai uitați la ruși, uitați-vă acolo cât de bine, cum aderăm, imediat vom avea salarii europeni. Dar eu presupun că nu e chiar așa, pentru că îmi dau seama că în Germania e un salariu pentru aceeași muncă, dar în Bulgaria e cu totul alt salariu. Bine, partea de salarizare, partea de impozitare a persoanelor fizice, da, vorbim de cetățeni, este o competență națională. Deci nu este o politică uniformizată la nivel de UE. Mm. Mai mult ca atât. Deci totul este legat de costul vieții în aceste țări și de productivitatea muncii. Deci cei care sunt în domeniul IT, cei care sunt în domeniul, sigur că ei primesc mult mai mult, dar și plătesc multe taxe. Cei care sunt în agricultură, ei de regulă sunt subvenționați din contul celorlalte sectoare. Cu cât țara are celelalte sectoare mai dezvoltate, cu atât sunt salariile și în agricultură mai mari. Uh-huh. Deci, e simplu. Pe partea de impozitare. Deci, UE-ul dă niște recomandări în partea ce ține de TVA. Dar pragul minim de TVA aplicat pentru produse și servicii nu trebuie să fie mai jos de 15%. Însă țările își stabilesc singur care este acel plafon. Da, avem țări cu 19%, avem țări cu 23%, avem țări cu... Bine, fiecare care își face politica statului. Deci asta ține de venituri. Și de fapt TVA-ul este impozitul de bază pe partea de venituri. Exact asta este și în Republica Moldova. Doar că noi aplicăm TVA-ul diferit decât se aplică în Uniunea Europeană. Da, deci noi în comerțul internațional, la importuri, TVA-ul aplicăm la frontieră și asta e o încărcătură suplimentară pentru importatori, pentru cei care fac afaceri, da? Și noi, de fapt, de aceea și vama are cea mai mare contribuție la buget, nu de alta. Da? Pe când în Uniunea Europeană, el se duce evidența, se duce de la frontieră până nu se vinde. Și când se vinde produs, atunci el se achită la bugetul de stat. Deci nu este acea presiune, nu sunt acele costuri, nu sunt... Da, încercați acum în vama să aduceți ceva care să ziceți că eu vreau să reeșalonez achitarea TVA-ului. Misiune imposibilă. Deci, chiar dacă aduci echipament, nu vorbim de produse de la consum sau produse alimentare, chiar echipament. Deci nu este, nu se aplică astfel de proceduri de vari motive. Deci, doar prin asta să explică. Totul ține de venituri și costul vieții. Deci, în diferite țări, cel salariu minim pe oră, da, la noi se numește salariu minim pe lună. Deci la ei este reglementat salariul minim pe oră. Deci el este stabilit de autorități în funcție de
costul vieții, de tarife care sunt, da, pentru serviciile, pentru serviciile publice, pentru utilitățile publice și tot așa. Deci nu are nicio legătură cu... Deci nu este reglementat la nivel de UE care ar trebui să fie. Dar cerințele minime sunt aplicabile în tot spațiul. Domnul Calnuc, noi de mult am avut noi un anunț de la Moscova, un nou embargo asupra merelor, dacă nu greșesc, da? Ai noștri... Nu toate producția de origine vegetală. Da, ai noștri tare s-au supărat, au criticat, dar parcă nu de mult noi ne lăudam că am scăpat de piața rusească, nu mai depindem de ruși, nu mai exportăm, cea mai mare parte a producției noastre se duce în Uniunea Europeană. Apoi eu nu înțeleg, noi când ne lăudăm, spunem un pic de adevăr sau nu spunem deloc adevăr? Noi spunem ceea ce ne convine. Da, este adevărat, Uniunea Europeană, în pofida normelor care sunt în acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, a făcut un pas de deschidere față de produsele de origine moldovenească și vorbim aici de toate fructele și legumele, au scos acele contingente sau acele cote. Mm-hmm. Da? Deci noi acum putem să exportăm, fără careva restricții cantitative, orice produs pe piața europeană. Însă, am spus, a, trebuie să spunem totul. Deci pe piața Uniunii Europene rămân a fi aplicabile un șir de cerințe care țin de calitate, măsuri sanitare, fitosanitare, de necesitatea avizării producătorului și trecerii unui verificări, da? Monitorizarea fiecărui lot de export, care aici deja intră în vigoare inclusiv și normele de împachetare, de calibrare, de culoare, da? Drept rezultat, da, din acele 215.000 de tone care noi, de regulă, le exportam de mere pe piețe externe, dintre care 210.000 de tone se exportau în piața CSI-ului, noi am reușit doar 10.000 de tone să exportăm în piața Uniunii Europene, pentru că doar aceste loturi au corespuns standardelor europene. Deci nu vorbim de preț. Că prețul tot este un element crucial, pentru că majoritatea producătorilor de mere sau de fructe și legume din Uniunea Europeană beneficiază de subvenții și atunci noi nu subvenții și subvenții masive, noi atunci nu putem să fim competitivi cu costurile noastre pe piețele europene. Mai mult ca atât, noi nu suntem conformi cu acele standarde care sunt aplicabile acolo și nu putem fi capabili să livrăm la cerințele rețelelor de comerț. Astfel, ce avem ca rezultat? Da, o parte din produsele noastre, de fructe în special, s-au reorientat pe piața Uniunii Europene și avem cele mai bune rezultate, avem la prune, da? Avem 55.000 de tone anul ăsta. Uh-huh. Multe din ele sunt procesate, da? Procesate termic. Pentru că de acest proces fermierii noștri sau agricultorii noștri s-au ocupat mult mai înainte. Da? Au fost și subvenții date la noi pentru instalații de păstrare, de uscare a prunelor și multe altele. Deci, reorientarea aceasta de pe piața CSI-ului spre piața Uniunii Europene, ea nu se întâmplă peste noapte. Necesită a fi fonduri direcționate din partea statului pentru ca agenții noștri economici să se conformeze la cele cerințe ale piețelor țintă. Și tot restul care se spune că o să exportăm în Dubai, India, Egipt și multe altele, bine, astea sunt niște exporturi răzlețite, haotice, care nu reprezintă niște piețe țintă pentru noi. Deci, țintele noastre sunt piețele limitrofe, da? Acele acolo unde oamenii au auzit de Republica Moldova, au avut ocazia să guste produsele noastre și poate le-am atras atenția prin aceasta. Deci, orice piață îndepărtată, pe de o parte, logistica este foarte complicată, pe de altă parte, avem costuri exagerate, care numai surplusurile pot fi aruncate pe cele piețe. Deci, în lipsa unor programe de suport la procesări, la păstrări, la crearea de centre logistice, astfel încât să putem să asigurăm cu aceste fructe și legume în stare proaspătă, dacă asta e țintă, pe parcursul întregului an, deci noi nu să avem succes. Și aici este rolul statului, de fapt. El trebuie să vină cu aceste platforme, să creeze condiții pentru crearea acestor platforme, aceste inițiative. Aici este rolul parteneriatelor publice-private. Să nu ne uităm numai la aeroport sau la CFM,
Dar să încercăm să ne uităm și pe alte proiecte. Până să ne uităm, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, dumneavoastră câteva ore să vorbim despre vama înainte de publicitate. Întrebarea poate sună simplistă, dar ea este inspirată de la guvernanții noștri. Deci noi până în anul 2021, în special până în vară, am auzit că noi avem enorm de multe scheme de contrabandă și altfel de scheme care pe zi prejudicează bugetul de stat fantastic de mult. După care am aflat de la premierul Dorin Recean, de la Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, că atât corupție la nivel mare noi nu mai avem. Așa, da, sunt niște flecuștețe, aici, colo, aici, colo, aici, colo. Dacă e așa, gde genghi? În întrebare este și răspunsul, de fapt. Și având în vedere că încasările la buget nu au crescut în pofida tuturor declarațiilor care au fost făcute pe parcursul multor ani de zile cu suspiciuni de scheme practic în toate sectoarele care erau. Deci noi vedem că realitatea e cu totul altceva. Deci veniturile nu cresc la bugetul de stat, ba din contra, sunt în diminuare, sunt sub așteptări. Există doar o singură presupunere, că multe din aceste scheme ori s-au transformat, s-au îmbunătățit sau s-au diversificat. Nu am probe și nu pot să învinuiesc, dar sunt convins că frontierele, cel puțin în partea pe ce ține de segmentul transnistrian, nu este controlat. Da? Deci există multe suspiciuni, vedem că produsele circulă, vedem anumite rapoarte care vin de la serviciul vamal că sunt prinși unii cetățeni. Dar asta e vorba de corupție mică. Deci lucrurile mari se întâmplă în cantități industriale. Da. Și dacă citim rapoartele care vin de la experții altor țări, și mă refer aici România, pentru că e cea mai mare frontieră care și cu o piață dezvoltată și care are un grad înalt de credibilitate, da? Pe partea ce ține de comerțul ilicit cu țigări, cu articol din tutun, care vin dinspre Republica Moldova pe piața europeană, deci are cote sau are un nivel industrial. Deci 40%, deci creștere, deci din tot comerțul, deci cu articol din tutun, deci vorbim de sute de milioane de euro fraude anual. Deci eu nu cred că acest indicator s-a îmbunătățit în ultimii ani de zile și eu cred că acele măsuri care sunt luate la frontieră nu sunt suficiente, dacă sunt luate măsuri. Din contră, eu cred că lucrurile au degradat. Deci măsurile la frontieră, unu, am pierdut din capacitatea instituțională, avem mai puțini oameni, oamenii nu sunt, deci această activitate la frontieră nici pe dimensiunea poliției de frontieră, nici pe dimensiunea serviciului vamal nu este interesată. Dacă anterior colaboratorii vamei și colaboratorii frontierei primeau o indexare mai mare a salariilor, da, cu în jur de 40% comparativ cu semenii lor din alte instituții guvernamentale, păi anul trecut și anul ăsta ei n-au avut acest lux, da, sau aceste beneficii la salarii. Din contră au fost puși așa, un pic marginalizați. Nu în zadar avem o treime din pozițiile care sunt în aceste instituții sunt vacante. Și de aceea avem și calitatea acestor servicii și pretențiile cetățenilor și a business-ului și avem rândurile infernale la trecerea de frontieră. Și pentru că totuși se apropie sărbătorile și trebuie să fim mai buni și să le dăm speranța oamenilor, dar ceva în domeniul economic s-a făcut de dreptul care să merite a fi aplaudat în acest an în Moldova? Sau slavă Domnului că suntem în viață și Dumnezeu să ne dea sănătate. Bine, ce s-a făcut bine, totuși s-a asigurat stabilitatea valutei naționale. Deci, asta este un element extrem de bun, pentru că dacă era încă și o fluctuație masivă a valutei naționale, eu cred că asta crea un efect multiplicator, un efect negativ multiplicator pe toate celelalte dimensiuni.
Deci faptul că avem o valută stabilă, care nu a căzut în acest vârtej, da, de inflație importată, da, din Uniunea Europeană, că și în țările europene acum inflația e mare pentru că s-au aruncat multe lichidități pe piață și în timpul perioadei COVID și după COVID și multe alte. Deci inflația în aceste țări este, deci oficial este sub 9%, dar neoficial cred că e mult mai mare, inclusiv și în Statele Unite. Deci noi n-am avut această inflație și vedem statisticile că sunt destul de îmbucurătoare. Da, o parte am importat-o prin produsele care vin prin cetățenii noștri care aduc aceste lichidități, dar în principiu, deci eu cred că asta e un element de remarcat, stabilitatea cursului valutar al leului nostru național. Sigur că pretenții vis-a-vis de activitatea BNM-ului sunt mari, pentru că ei sunt prea prudenți în acțiunile lor. Ei ar putea să fie mult mai pro-business. Dar aici trebuie să fie o sinergie a politicilor financiare, bancare cu politicile statului, politicile economice, politicile deci comerciale, politicile fiscale și politicile bugetare. Deci fără această sinergie, eu înțeleg de ce deciziile băncii naționale sunt așa de prudente și atente în luarea lor. Domnule, de vreun deceniu încoace, ai noștri tot încercau să implementeze pachetul ăsta 3 energetică. Au venit actualii, care sunt mai aproape de Europa decât predecesorii, și l-au implementat. CIC s-a liberalizat piața. Au încercat să vină prin Găgăuze și prin Orhei niște companii, dacă tot e liberalizat piața, să aducă gaz de 10 lei. Și aici statul s-a implicat și a zis că nu se poate deja. Ce-i cu gazul ăsta ieftin? De ce nu se implementează proiectele promise de, nu știu, Bașcana Găgăuzii, doamna Guțul, la Orhei totuși nu-i gaz mai ieftin încă, deși s-a promis, și statul reacționează așa cum reacționează. Deci implementarea pachetului 3 energetic, cea mai mare, zicem, efort s-a făcut în anii 2016-2018, atunci când s-a aprobat setul de legislații sectoriale, atât pe energie electrică, gaze naturale, resursele regenerabile și multe alte. Deci atunci s-au pus temeliile acestei aplicării pachetului 3 energetic. Doar că a avut o perioadă de tranziție. Deci procesul de liberalizare, atât pe sectorul energiei electrice cât și gaze naturale, s-a început câțiva ani în urmă. Da? Licențele au fost eliberate în 2020-2021 la mai mulți jucători de pe piață. Sigur, mulți din ei sunt niște sateliți a companiilor care au poziții dominante. Pe gaze naturale este Moldova Gaz cu toți copiii în jur, da, încă 14 companii care se ocupă de distribuții și multe alte. Dar ei au poziție dominantă, ei sunt monopol natural cu integrat pe verticală, da, de la transport, la distribuție și la furnizare de gaze naturale, lucru care este interzis în Uniunea Europeană. El este interzis prin legislația noastră. Angajamentul de reorganizare a lor era 2020. El nu a fost realizat și continuă mai departe să persiste. Lucru care trebuie să îngrijoreze cel mai tare autoritățile și Secretariatul Comunității Energetice de la Viena. Pe sectorul energiei electrice au fost niște încercări, au apărut niște jucători independenți care acum 2 ani de zile au abandonat această piață datorită presiunilor administrative care le-au avut. Da? Se zice că erau legați cu Ciurganul și multe altele, dar probe nu au fost prezentate. Deci ei s-au retras de pe această piață. Practic, piața energiei electrice la 99% tot este reglementată. Deci noi avem legislație, avem dorință de a liberaliza piața și de a crea o competiție sănătoasă pe această piață, dar în realitate nimeni nu vine. Acum, cu gazul ăsta de 10 lei sau nu contează cât el costă, da? Deci, pe piață există companii care sunt partea grupului Moldova Gaz și sunt companii care au licență și au dreptul de a se ocupa cu astfel de business, da? Deci ei sunt obligați pentru a ajunge la consumatorul final, casnic și non-casnic, să dețină un șir de contracte. Contract cu Vestmol Transgaz, care să asigure transportul de gaze naturale de la frontieră
pe magistrale de presiune înaltă pe teritoriul Republicii Moldova. De ce Vestmol Transgaz? Pentru că el este unicul companie de transport certificată de către ANRE și recunoscută pe plan internațional. Anterior era Moldova Transgaz, fiică Moldova Gaz. Deci lor le s-a retras acest drept. Deci asta pe partea de transport. Ulterior, orice furnizor de gaze naturale trebuie să dețină contracte cu orice distribuitor de gaze naturale regional. Și aici vorbim de Chișinău Gaz, Orhei Gaz, Găgăuz Gaz, Taraclia Gaz, Bălți Gaz și toate fiicele. După ce ai aceste contracte, poți să intri într-o relație contractuală cu consumatorii care dorește să schimbe furnizorul. Nu e vorba de construcții de noi gazoducte, nu e vorba de schimbarea contoarelor, de schimbarea sigilurilor și multe altele. Dar este o procedură reglementată. Păi că totul s-a împotmolit aici, da, în proceduri. Pentru că am oferit niște consultări la această companie în partea ce ține de cadrul normativ și legislativ al Republicii Moldova, pentru că am fost unul din autorii acestei legislații de atunci, din 2016. Da? Și am oferit această consultare cum ar fi cea mai scurtă cale de a aduce gaz de alternativă acelui gaz care este oferit de Moldova Gaz. Pentru că circumstanțele burselor internaționale a piețelor regionale permite de a face un business alternativ pe riscul propriu, da, de a comercializa gaze naturale pe piața internă. Este o marjă, este o marjă de interes. Și să ieșim cu un preț mult mai jos decât cel care este reglementat în prezent. Pentru că Moldova Gaz este ineficientă din punct de vedere a cheltuielilor administrative. De fapt, este un monstru, da, care cu mii de oameni angajați, da, cu integrată pe verticală, are multe activi care trebuie să fie amortizate, are multe devieri negative acumulate pe perioadele anterioare, care toate acestea sunt în tarif, da, de 18 lei acum și 7 bani. Deci cei care sunt noi de pe piața liberă, deci ei sunt mult mai mobili. Deci ei văd care e prețul pe piața regională, au poate niște aranjamente bilaterale, au cunoscuți, au poate stocuri făcute din vară. Asta mai puțin contează. Deci scopul nostru este și scopul legislației și tot, ca Republica Moldova să intre efectiv gaz, deci nu fie speculație, dar să intre efectiv gaz la prețuri mult mai joase, care ar permite, într-un final, să beneficieze consumatorii. Și prima experiență a fost făcută pe parcursul anului curent de o altă companie, da? Care și-a asistat activitatea la început de octombrie, pentru că ei au vrut să beneficieze de un preț, de cel tarif de 18 lei, și regulatorul le-a spus că nu, voi nu aveți dreptul la 18 lei, vă trebuie să vindeți gazul la 14 lei. Și multe alte. Deci, după mine, ca să sistematizăm. Da. Legislația există, cadrul normativ există. Voința jucătorilor, furnizorilor privați de a aduce gaz de alternativă la prețuri mult mai joase există. Unii consumatori care își asumă această posibilitate să-și schimbe furnizorul, pot să o fac, fără niciun risc. Da? Că există niște bariere administrative aplicate, asta tot este un fapt. Da? Atât din partea autorităților statului, cât și din partea jucătorului monopolist de pe piață. Sigur că niciun furnizor actual și niciun distribuitor actual nu vrea să-și piardă portofoliu, da, de clienți. Pentru că cât de puțin, dar ei o să vină. Dar asta este viitorul. Deci Uniunea Europeană și în țările europene, consumatorul își alege prestatorul de servicii, indiferent de pe ce piață el este. Și acolo este lupta deja a politicilor de marketing. Pentru că cei care sunt în privat, deci ei nu sunt în piața reglementată unde ANRE-ul le stabilește lor prețurile și tarifele, deci ei sunt mult mai flexibili. Da? Ei pot să dea o reeșalonare a plăților pe parcursul unui an de zile. Da? De ce să plătești pe perioada rece a anului, să plătești toată suma dacă tu poți să o extinzi pe 12 luni, astfel încât să ai aceleași cheltuieli lunare pe cum le-ai avut. Deci ei au și o povară socială care o duc. Deci pe lângă preț. Deci după mine,
tariful de 18 lei care este în prezent este extrem de mare. Pot fi făcute intrări de gaze naturale pe piața internă, chiar și la prețuri care sunt astăzi în prezent cotate la bursele internaționale, de a fi mult mai atractive atât pentru business cât și pentru consumatori. Deja în structura costurilor trebuie de intrat în fiecare caz în parte, dar faptul că ei și-au propus astfel de obiectiv, eu cred că ei îl vor realiza. Și iarăși nu e vorba de autorități sau nu. Este un proiect comercial în derulare. Ei sunt obligați, în cazul în care preiau un grup de consumatori în portofoliul lor, ei sunt obligați pe parcursul următorului an de zile să-i deservească. Clar. E ciudat, pentru că de obicei autoritățile statului acuzau Moldova Gaz că e marele balaur și acum văd că-s frații amezi statul cu Moldova Gaz. Problema cea mai mare este că tot timpul autoritățile au criticat activitatea Moldova Gaz, chiar și mulți experți, pretinși experți din domeniul energetic, aveau multe obiecții vis-a-vis de activitatea acestuia și necesitatea liberalizării pieței gazelor și a energiei electrice, ca într-un final toată lumea să se opună acestui proces. Faptul că pe piață există nu doar o singură companie, dar există mai multe companii, și avem deja și o experiență care, din păcate, și-au sistat activitatea, da? Pe partea de furnizare de gaze naturale. Deci asta înseamnă că este posibil de realizat un astfel de proiect comercial. Haideți mai departe. Cerințele agricultorilor. Ori ele au rămas cam aceleași în anul 2020 încoace, nu s-a schimbat nimic. E adevărat, atitudinea fostei opoziției, actuală guvernare, s-a modificat la 180 de grade. Dar, vă întreb pe dumneavoastră, cât de reale vă se par cerințele fermierilor noștri? Sau exagerează băieții? Nu, ei nu exagerează. Din contra, eu credeam că autoritățile vor manifesta o mai mare flexibilitate vis-a-vis de cerințele acestora, pentru că, într-adevăr, ei se află într-o stare deplorabilă. Mulți din ei sunt în prag de faliment. Și, iarăși, dacă să facem o paralelă cu bugetul anului 2024, acel fond de susținere a agriculturii de 1 miliard 600 de milioane de lei este mult sub acel suport bugetar care l-au primit în anul 2023. Și dacă comparăm cu anul 2020, având în vedere nivelul inflației de peste 60%, practic acest suport s-a înjumătățit la prețurile actuale. Sigur că, având în vedere că nu ei poartă vina conjuncturii regionale, nu ei poartă vina căderii prețurilor la bursele internaționale, nu ei poartă vina a costurilor de logistică și de transport, da? Pentru că asta este o derivată și un efect al deciziilor sau lipsa de decizii pe anumite sectoare. Deci ei merită o atenție deosebită pe perioade scurte de timp. Și cea mai bună ocazie acum, prin instrumente bugetare, de a schimba orientarea pe anumite sectoare. Deci să nu îi încurajăm să fie axați pe creștere de cereale, de exemplu, da? Dar să încercăm să îi integrăm într-un proces mai complex de procesare. Da? Un lanț valoric mai mare să fie controlat pe teritoriul Republicii Moldova. Sigur că asta necesită timp. Dar lucrul ăsta, dacă nu-l începem astăzi, el va fi târziu și ulterior. Nu-i domeniul dumneavoastră, dar vreau să vă întreb că subiectul e fierbe. Mă refer la protestul medicilor de la Toma Ciorbă. Urmează, sau cel puțin Ministerul Sănătății intenționează să comaseze acest spital cu un altul. Întrebarea către dumneavoastră ar fi, erați parte acelui guvern, că așa tentative au mai fost în 2012 sau 2013, dar s-a renunțat tot datorită protestelor. De data asta, ce e drept, reacția Ministrului Sănătății, doamna Nemerenco a spus că, uitându-se la acest protest, are așa o stare de rușine spaniolă, ceea ce ar însemna că tu te uiți la protest, la oamenii ăia, da? Tu n-ai nicio treabă, dar parcă ți-e rușine pentru ei.
destul de curajoasă. Declarații de obicei pentru așa ceva în unele țări normale pică miniștri și protestele se amplifică. Dar la noi vedem. Dacă aveți dumneavoastră ceva de spus la subiectul ăsta, dacă nu trecem la ceva, nu prea cunosc detalii, m-a mirat un alt lucru, pentru că totuși medicii fac parte din societate, din intelectualitate, da? Oamenii sunt raționali. Și faptul că ei au ajuns la ultima metodă de protest, iasă în stradă, în fața casei guvernului și nimeni n-a ieșit să vorbească cu ei, oricine, putea să iasă și un purtător de cuvânt sau un consilier, pentru că sunt mulți acolo, la etajul 5. Asta îngrijorează. Îngrijorează și asta este o atitudine față de ei, propriu zis, ca profesie, în primul rând. Da. În rest, eu cred că este ceva în spate, nu doar tentația asupra terenurilor care sunt acolo. Domnul ministru, calea ferată pe care o avem noi, poate e mai simplu, pur și simplu să-i dăm foc și gata, și pe oamenii ăia cumva să-i ajutăm financiar, pentru că iarăși sunt întârziere salarii. Oamenii n-au primit salariu, ultimul salariu l-au primit pentru septembrie, mâine pe mâine Crăciunul și Anul Nou, oamenii au familii. Câteva luni a fost ok, datorită tranzitului ucrainean, dacă nu greșesc, doar datorită lor au venit bani. Acum iarăși nu mai tranzitează, iar bani nu sunt. Acolo în continuu să fie angajați mii de oameni, care n-au. Eu cu fiii mei mă duc și mă plimb la calea ferată a Moldovei, la gara, ca să vadă trenul. Și eu când merg pe drum, eu mă rog ca cumva să circulă în tren. Și nu circulă niciunul. Că eu mă apropie acolo la angajat și spun că peste vreo 4 ceasuri o să vină în București și poate să vadă copiii dumneavoastră. Bine, aici e o cale ferată, în genere, este un subiect destul de sensibil, care conține în sine și un șir de riscuri pentru statul Republica Moldova. De ce? Că în pofida faptului că s-a aprobat o strategie de reorganizare, și asta a fost în 2017, dacă nu mă greșesc, când noi eram la guvernare, deci nu s-a făcut nimic pe seama acelei strategii. Pentru implementarea ei au fost luate împrumuturi. La prima vedere, ele sunt mari, dar această structură comercială consumă foarte mult, da, pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru că ultimii 40 de ani nu prea s-au făcut investiții. Deci prima întrebare care ține de această întreprindere este: avem nevoie sau nu avem nevoie? Da? Deci până în prezent eu cred că nimeni nu a dat răspuns la această întrebare. Și în cazul în care avem nevoie, ea trebuie să fie capitalizată și adusă pe picior comercial. Ce înseamnă capitalizat? Capitalizat asta înseamnă că trebuie să îmbunătățim lucrurile care sunt acolo. Deci pe principii economice. Statul poate face asta? Statul. Deci statul poate să facă, dar nu poate să riște cu toate activele sale, pentru că statutul acestei întreprinderi este întreprindere de stat. Asta înseamnă că toate datoriile lor sunt pe seama statului și a bugetului de stat. Orice defecțiune sau orice decizie proastă a managementului acestei companii trece automat pe seama statului. Și acele împrumuturi care se iau într-o veselie acum, pentru îmbunătățirea unor segmente sau pentru cumpărarea de locomotive, da, care a fost. Da, noi nu vedem locomotive, noi nu vedem vagoane, noi nu vedem îmbunătățirea infrastructurii de transport feroviar, dar noi tot luăm, inclusiv pentru anul viitor este și bugetat în bugetul de stat. Deci, unu, avem nevoie de o decizie vis-a-vis de această întreprindere, doi, în cazul în care avem nevoie de ea, să ne focusăm doar pe cele coridoare de transport care aduc profit. Iarăși se vorbește că ai noștri vor să dea aeroportul în concesiune. Domnul Spânul vorbește despre asta. Întrebarea nu e asta, dacă trebuie sau nu trebuie. Întrebarea e alta. Ieri a avut loc prima ședință de judecată în cazul domnului Leancă, fost prim-ministru, și a domnului Lazar, fost ministru economiei, acuzați că ei s-ar face vinovați de faptul că au concesionat 10 ani în urmă aeroportul și n-a făcut foarte bine. Și unul și altul a amintit că pentru această concesionare votată atât domnul Igor Grosu, cât și doamna Maia Sandu. Întrebarea mea ar fi altă. Peste următorii 10 ani actualii tot vor da sincroane prin stările de judecată pentru că vor să concesioneze aeroportul sau l-a concesionat acum? Sau de data asta ai noștri vor fi mai atenți? Bine, până la urmă, orice istorie, orice început își va avea o continuitate. Deci,
cu același joc de norme care se face în prezent vis-a-vis de foști colegi, da? Deci exact același joc de norme legale va fi și în viitor. Deci orice concesionare ulterioară este extrem de riscant. Ați auzit părerea sau propunerea doamnei Gavrilița cu privire la faptul ca și Moldova să fie inclusă în pachetul pentru reconstrucția Ucrainei, ca și nouă, adică să ne pici bani? Bine, eu am zis, noi suntem foarte ingenioși la cerșit. La cerșit, la lacrimi față de donatori, față de parteneri de dezvoltare. Nu știu în ce măsură noi suntem deja credibili. Haideți niște pronosticuri optimiste pentru 2024, vă rog. Bine. Puteți să spuneți minciuni dacă vreți. Da, nu pot să spun minciuni. Eu sper că tot ce s-a bugetat se va realiza. Vom avea acea creștere economică care va duce o satisfacție salarii, majorări de salarii și, ba din contra, vor fi mult peste prognoze, astfel încât în luna iunie, atunci când se va face rectificarea bugetului, autoritățile să aibă posibilitatea să majoreze pensiile mult mai mari decât și-au făcut-o pentru ei. Domnul ministru, vă mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne vedem neapărat aici în studio, deja anul viitor. Până atunci, sărbători minunate vă doresc. Mersi. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.